Deputatul PSD Mehedinți al Inchirilă, așa cum a promis în Camera Deputaților, a votat proiectul privind actualizarea salariilor din administrația publică în formă modificată, care îi vizează doar pe aleșii locali, nu și pe parlamentari. În contextul crizei în care se află țara noastră, majorarea salariilor parlamentarilor nu este susținută de PSD. Astfel, deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă a făcut apel la toți deputații pentru modificarea legii aprobate de Senat, și anume scoaterea tuturor categoriilor de demnitari, cu excepția aleșilor locali. În ceea ce privește proiectul de lege adoptat de Senat săptămâna trecută, referitor la majorarea veniturilor demnitarilor, fac un apel la toți colegii de la toate partidele. Haideți să modificăm legea aprobată de Senat și să scoatem toate categoriile de demnitari, cu excepția aleșilor locali. Nu pot fi de acord cu o creștere a veniturilor parlamentarilor și a șefilor de instituții din România. În aceste momente grele, noi parlamentarii trebuie să fim solidari cu cei care ne-au ales, cu cei pe care trebuie să îi reprezentăm în deciziile țării, a declarat deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă. Performanța în administrația publică este extrem de importantă în dezvoltarea României, iar calitatea se obține de către oameni competenți. Un profesionist care este ofertat de mediul privat cu un salariu de câteva ori mai mare decât cel din administrație, evident că va opta pentru varianta cea mai bună pentru el. De aceea a fost nevoie de această actualizare a salariilor aleșilor locali și județeni la nivelul anului trecut, având în vedere faptul că primarii socialdemocrații din județul Mehedinți au avut succese administrative importante în beneficiul cetățenilor. Această măsură este binevenită, deoarece în unele comune salariile edililor nu depășeau suma de 5.000 de lei, iar responsabilitatea și munca continuă pe care o desfășoară un primar care vrea să facă ceva pentru comunitatea sa este enormă. Eu sunt de acord că în cazul aleșilor locali se impunea o astfel de actualizare, pentru că în funcție de salariile viceprimarului și vicepreședintelui de Consiliul Județean se stabilesc toate celelalte salarii din aparatul administrativ local. Deci, pentru toți acești angajați, care și așa aveau salarii mici, veniturile au rămas înghețate din 2018. Deci aici s-ar impune o actualizare măcar la nivelul anului 2021, mai ales că impactul la bugetul de stat este zero, urmând ca actualizările să fie suportate în limita disponibilităților din bugetele locale. Însă nu pot fi de acord și nu pot vota o majorare a salariului pentru mine și pentru ceilalți colegi, mai ales în acest moment în care milioane de români au fost loviți puternic de creșterea prețurilor la toate produsele de bază, a subliniat Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți. Ipocrizia parlamentarilor de la alte partide care s-au opus acestui proiect este explicabilă prin faptul că fie nu au niciun primar sau președinte de Consiliu Județean, fie nu le pasă. PSD prețuiește munca și stimulează performanța, iar parlamentarii PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, Alin Chirilă și Cornel Folescu au votat mereu pentru interesele cetățenilor români și pentru dezvoltarea României.